Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Revenim în momentul culminant al confruntării a 10-a, una care a început din start sub amenințarea unei duble eliminări. E ușor de înțeles ce este în mintea și sufletul celor ce vor să se întoarcă în bucătărie, dar doi dintre ei ne vor spune adio. Mai avem doar două confruntări până la semifinal. Și acum mai am în fața mea o notă de 11, una de 9, două note de 7, o notă de 6 și una de 4. Cu toată încrederea pe care am avut în farfuria mea, starea mea începe să se ducă repede în jos. Sunt în continuare mândru de ce am făcut acolo, dar încep tot mai tare să cred că riscurile pe care mi le-am asumat s-ar putea să nu fie așa de mari reușite cum credeam. 11 puncte. Habibi. Wow, Habibi, 11 points. I was so happy when I heard my name with 11 points. Tim și ce-a gătit, nu cred că trebuie să-i mai spunem. Un pic mai bine decât câteva farfurii de acolo. Ai să zici că așa e. Așa este, vorbea serios. Cum era aia cu salată? Mă, da, cu amăretă de salată, dacă e corectă, ce o să-i zici? Brânza e, dar asta e brânza, n-ai ce să-i faci. Capră e sărată și acrișoară. N-ai ce să-i ce. Dar ce să-i spun, o salată care e gătită corect și merge cu un vin. Și o salată poate să meargă mai departe atâta timp cât o gătiți corect și e cinstită. Și îmi respecti proba și te ții de probă. Și îmi faci pairing-ul, că despre asta e vorba. Da. Ce să-i ceri? N-ai ce să-i ceri. Și n-ai nici cum să-l ceri. Omul și-a făcut treaba. S-a ținut de probă și-a făcut treaba. Aolea! Vai, vai, vai! Vai, ce ai zis, măi? Vai, cum, măi? Ce zici, mă? Cine vagabundă? Cine vagabundă? Cine? Cine vagabundă? Băi, ești vagabund mare, mă? Când te lasă pe ursul. Sunt soldat azi. Vreau să trec. Am luptat. Vreau să aflu ce înseamnă lupta asta. Ai 7 puncte. Pentru mine nu-i deloc un punctaj rușinos, punctajul ăsta. E un punctaj rușinos pentru această etapă, înțeleg. E un punctaj rușinos pentru cineva care gătește mult mai mult ca mine. Mă bucur că te-ai salvat, dar spun o chestie. Aș să spun de față cu toată lumea. Lasă ciupercile în pădure, lasă ciupercile la clasele tale, acolo unde nu și-au sensul, nu le mai pui în farfurie. Te rog mult de tot. Șogii tăi te trimiteau acasă astăzi pentru că erau sărați ca dracu, îmbibați în apă ca naiba. Mamă, dar a greșit-o cu asta. Ciupercile alea sărele rău. De ce le-a pus, bă, băiete? Mieluțul e la el acolo, dar asta e pe lângă. Doar morelul e în pus. Era corect piureul și cu costițele de berbecuț. Astea erau corect. Nu mai pune mâna pe ciuperci cât mai stai pe aici, te rog din suflet. Decât dacă așa. Eu spun să faci ciuperci la battle. Sincer, ce mă deranjează e că îl dezamăgesc pe șef. Mă deranjează că la nivelul la care e competiția acum nu reușesc să gătesc așa cum ar trebui. Dar pentru mine punctajul ăsta este enorm. Pentru ce am reușit să depășesc în mine ca să ajung până acum aici, este fantastic ce se întâmplă. Nu am așteptat ca ursul să intre înapoi în bucătărie. Mă bucur pentru asta. 7 puncte e una peste aia care pleacă acasă. E exact ce am cerut de fiecare dată. Ursul nu este un mare bucătar. Să fie pentru el o dezamăgire cruntă. Ursul e un povestitor foarte interesant și un băiat care ajută foarte mult echipa. Am mai luat astăzi și să stai pe loc este foarte ciudat și să fii lăsat la urmă. Mereu la început am ieșit primul din încăperea aceea foarte fericit. Uite că acum e diferit. Tensiune mare, te lasă la final.
Raluca. Doamne, de sincer, mă bucur că sunt 7 puncte și mă întorc în bucătărie. Mă bucur enorm. Pentru mine e ceva așa, să ajung până aici. Ce ai făcut, Raluca? Am avut Sanjac. Doamne, Dumnezeule, dacă scoteai, dacă nu puneai acolo pastele, aveai farfurie de 12. Pastele alea au stricat absolut tot. Pasta cu salată de fructe. Asta e fructă. Da, mă, dar nu poți să-i spui salată. Uite, e o bucățică mică de ceva. Da, dar nu bași fruct în pastă, mă, Cătăline, mă. Asta știu, da, nu, asta vreau să zic și eu. Ar fi funcționat foarte bine farfuria asta fără pastă. Adică dacă ai fi avut exact combinația de gust pe care o ai pe lângă, Sanjac, cu tuilul ăla și cu fructele și sosul am așa, da, să știi că... ar fi mers. Farfuria asta fără pastă ar fi fost o farfurie de 4 puncte. Da, n-am știut cu ce să sortez Sanjacul. Nu trebuia să sortez cu nimic. Eu nu am mâncat Sanjac. Sanjacul și cu sosulețul era perfect. Sosul, am încercat să reproduc eticheta de pe sticla de vin. Bă, lăsați eticheta de pe... Bă, eticheta aia nu sunt toate în aceeași farfurie. Eticheta asta așa. Și merge și aia, merge și aia, nu toate grămadă. Fugi în bucătărie. Mă gândesc așa că am avut cumva intenția să las doar Sanjacu. Am avut o chestie, dar eu am crezut că fac bine cu tagliaterele. Eu zic că e albastru. Da, mă, da. Da. Bravo. Eu, în dreapta mea Nadu, în stânga mea Mariposa. În clipele alea am simțit că sunt în pericol. Din toți așa trei, unul va intra în bucătărie. Faptul că am ajuns până aici e un mare lucru, dar mă uitam la ceilalți doi. Cosmin, băi, are foarte mult talent băiatul ăsta. Este a doua oară în poziția asta, nu prea îmi dau seama de ce și cum. Mă uit la Mariposa, care Mariposa, hai să recapitulăm, ultimele 3 sau 4 zile a luat 15 puncte pe linie. Mă aflu aici în față cu doi oameni care sunt extraordinar de talentați, care asta fac cu viețile lor, asta este profesia lor. 9 puncte pentru... Cosmin. M-am salvat, m-am eliberat de tensiunea aia din mine. Zim ce ai gătit? Am gătit acea rață cu cele două feluri de piure. Aveai măr, aveai țelin, aveai morcov. Corect? Rața nu se merge cu vinul alb, neam. Cât te-ai chinuit tu să o faci? Combinația asta ar fi fost în zona de cruditate. Salată de crudități în genul ăla. În genul ăla, morcov, țelină, măr, eu așa o văd. Pieptul de rață nu este puternic, este foarte smut, e foarte liniștit, ar putea sta. Nu e obligatoriu, dar să știi că sunt mulți, să... care bea, sunt mulți care... Poți să bei, poate, maximul da. Roze. Da. S-a nu prepara bun. Nu prepara foarte bun, dar da. E parcă puțin... nu prea merge cu chardonnay. Farfurie care arată de 5, are gust de 4, dar nu merită mai mult de 3. Combinația pe care tu ai primit-o de măr, morcov, țelină se referă la cruditate mai mult decât la ce ai făcut în farfurie. El a venit și m-a întrebat dacă poate să facă sos. I-am zis că este treaba lui după ce i-am explicat că e vorba de crudități. Îmi pare rău că te-am pus pe tine în dificultatea asta. Am să mă adun pe mine însumi și de mâine încolo voi fi cum am fost și până acum. Mulțumesc. Morcov, țelină și măr nu are niciun sens dacă le gătești. Combinația asta în sine. A luat 9 puncte, dar atenție, a luat 9 puncte cu o farfurie care arăta de 15 și avea gust de 12. Deci, mai mult de atât n-aveam ce să-i facem, pentru că, sincer, la pol opus avem cele mai slabe două farfurii. Mariposa. E Mariposa, mă. Mamă, nu te cred. Mă bucur pentru el, dar... N-am mai ajuns niciodată până în acest punct al jurizării. Nu știu cum funcționează, cum se derulează lucrurile. În momentul în care a plecat Cosmin, mi-am dat seama că eu sunt eliminată.
Și mi-a căzut cerul în cap, pentru că, deși nu m-am gândit niciodată că o să ajung atât de departe, chiar dacă obiectivul meu a fost, pentru mine e o mare realizare, dar o mare durere în suflet. Foarte mare. Ce gătim mariposa? Mariposa nu mai poate malbec. Tu ai avut malbecul? Muș de vită cu prune. Ia-ți o pastă. Malbec, muș de vacă cu sos de vin și ciocolată. Are you crazy? Ciocolată. Ia cu ciocolată, hai. Gata, asta hai. E. Aia e bun. Cea mai slabă farfurie de departe. Mă, de departe, cea mai rea farfurie, cea mai proastă, merge cu vinul. Doamne ferește, slabă tare, dar rușine nu dau unul. De rușine nu dau unul. Pentru că am ajuns în betelul 10. S-a desfăcut sticla de malbec degeaba. De ce ciocolată în mușcă de vită, mă? De ce ciocolată în mușcă de vită? Știi că e cea mai mică notă? Pare rău. Vino încoace, vino încoace asta. Vino încoace, ce vrei? Ai gătit foarte bun. Eu sunt foarte mândru de tine, ai gătit foarte bine. Ai luat note foarte mari în permanență. Și pare bine că ai foarte bine echipat. Pe cuvânt. Asta e viața, nu am nici ce face. Nu mai face. Eu sunt foarte mândru de ea, pentru că a gătit foarte bine. Cred că are multe note de 15, de 14, adică a gătit foarte bine. Cred că e cea mai mare notă adunată de până acum. Din acest sezon? Vino în față. Ascultă-mă, fii atentă, fii atentă. Mă, eroi, fii atentă. Mă lasă fug. Mă lasă fug, de fapt asta mea și eu a fost... Tendința să fac, în prima fază, a fost să fug. Uite-te la mine, uite-te la mine. Ai ajuns până în punctul ăsta, pentru că ești extraordinar de talentat și de bună la ce faci. V-am mai spus de foarte multe ori. Sunt zile cu noroc și zile cu... Am intrat cu o stare proastă, am ieșit cu o stare proastă. Știu, s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că cineva îți ia vreo clipă. Exact. Meritele. Mariposa ai fost absolut minunat. A fost genială. Ai făcut a fost genială. Și atâtea dișuri nemaipomenite. Exact, genială. Cuvintele m-au... Mi-au plăcut și m-au întâlnit foarte tare când mi-a spus că-s minunată și că... Îi pare foarte rău că plec. Fii atent aici. Dacă lăsai doar peștele și cu sosulețul ăla de roșii. Deci astea trei, da, dacă le lăsați. Nu, mă, doar sosul de roșii și cu păstrău. Și peștele. Orezul și cu celălalt. Și sparanghelul putea să stea liniște acolo. Și sparanghelul putea să stea liniște. Că de-aia era logica cu Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc avem un păstrăv, i-am dat doi, pentru că are niște elemente foarte ciudate în farfurie. Are acolo un orez puțin cantare. Dacă era un alt fel de orez alb și simplu, era mult mai interesant. Combinația asta de gust cu sos de roșii, iar la alt sos în partea aia, la altă, sărată, cu rău la gust. Dar nicio treabă cu vinul, adică e ciudată combinația. Avea două farfurii într-una. Am vrut să pun capere, eu n-am mai gătit păstră. Mi-era și rușine să-i mai zic pentru a cincea oară, șef, n-am mai gătit în viața mea așa ceva. Băi, era perfect. Capere erau perfect. Roșiile alea acolo zdrobite erau perfect. Peștele erau ok. Mi-a părut atât de rău. Că mi-am lăsat echipa cu trei oameni, că asta era durerea mea cea mai mare. Mi-a părut rău pentru că șef ne-a trimis la bătaie cu încredere și ne-a trimis cu o mare responsabilitate și l-am dezamăgit profund până la urmă. Nu ai gătit senzațional de bine. Vorbesc serios, senzațional de bine ai gătit. Uite, ai gătit alături de și ai făcut mândri pe toți și pe mine. Mie mi-e milă de Mariposa, spun sincer. Chiar mi este foarte milă de Mariposa că pleacă cu patru în condițiile în care ea a avut de foarte multe ori cele mai bune farfurii de pe masă. Mi-e milă de ea, chiar îmi pare rău. Mai ales că astăzi a și tachinat-o cu treaba aia cu Pavlova, asta-i Pavlova, asta-i Pavlova. Mariposa, da. Să știi că a fost bună Pavlova aia la gust. Serios, chiar la gust a fost super bun. Îmi pare rău. Am pierdut cu ciocolată. Chiar am glumit cu ea și acum am oftit cumva că pleacă, pentru că ea chiar avea ceva de arătat, știi? Din punct de vedere culinar. Felicitări, noapte bună.
Mariposa, îmi pare rău încă o dată, sunt foarte mândru de tine, draga mea. Serios. Serios, făceau hârtie foarte important. Cu toate lacrimile care curg, este gustul dulce care vine după cel amar, că am fost apreciată și sunt apreciată de foarte multă lume. Și de către colegi, de către șef, de către staff. Iar pentru mine chiar contează. Mai sunt două betăluri, băi. Da, șef. Două betăluri mai sunt. În momentul ăsta vă spun doar atât. Eu am nevoie de farfurii bune care să meargă mai departe. Farfurile proaste să meargă acasă, indiferent ale cui sunt. Hai, pă liniște că e aiurea azi. Și la ce? Simțeam așa o rușine cumva, nici nu voiam să pușesc în plâns. Dar în același timp mi-am dat seama că s-a terminat. Noi să mai avem foarte puține probe. Dar sper că la finală să te întorci și să fii nu doar alături de noi. Da, sper. Și cu noi. Îmi venea să plâng foarte tare, dar nu voiam să plâng în fața lui șef pentru că voiam să aud ce are de spus, nu voiam să te transforme într-o chestie de aia super lacrimogenă și emoțională. Hai. Mulțumesc! Asta a fost, doamne ajută, oricum. Pentru tot. Oricum. Mi-a făcut semnul ăsta și s-a părut foarte drăguț, a arătat spre ceas. Și mi-a zis 10. Deci ai ajuns unde n-aș fi vrut să crezi niciodată. Deci mi-am întrecut absolut orice limită credeam că am. Nu mă așteptam. Eu nu, să ne amintim, eu nu credeam că trec de blind. Dar păi da, să ajung în confruntarea cu numărul 10, cu două zile înainte de semifinale. Sper din suflet ca colegii mei să ducă mai departe ce am reușit noi cu chiu cumva să construim. Am rămas singură cu băieții în ultimele două battle-uri. E greu să pleci Nadia, mi-o să fie foarte greu fără Nadia. Mai au rămas trei oameni, wow, ceva de speriat, un dezavantaj, dar asta e. Putea să fie pentru noi, putea să fie pentru ceilalți. S-a întâmplat acolo, noi suntem salvați, suntem mulți în echipă, mergem mai departe și vom face lucruri de mai mult de frumos. Marius, haideți aici, haideți un soarele aici. Răsare pentru Mariposa. Haide, haideți, bună. Gata? 1, 2, 3 și... Sper să ne vedem în finală. De fapt, de văzut ne vedem cu siguranță în finală. Sper să și joc finala, de fapt. Mi s-a rupt sufletul. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.